Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Ia uitați-mă cât de chiparosă-s, cât de țapănâs și toate astea. Și la față arăt destul de bine, nu prea sturmentat absolut deloc, pentru că n-am consumat nimic în afară de niște cocktailuri frumoase, fără alcool. Da, dragilor, după cum vedeți, sunt exact venit de la nuntă. Știu că mulți dintre voi m-ați întrebat pe live și mi-a scris acolo și în comentarii că dacă ne bem cafeaua de dimineață. Așa că uite că am venit în dimineața aceasta, dar din păcate nu o să aveți vlogul despre emisiunea de ieri, pentru că a fost o emisiune foarte, foarte complexă și trebuie să revăd totul așa ca lumea, ca să pot să-mi dau o părere exactă. Am văzut și eu intrarea și discuția cu mama Teodorei și cred că acolo sunt foarte, foarte multe de spus, după cum am spus și pe live-ul. Și pe live-ul făcut, atunci când discutam despre ce se întâmpla în casă, adică la momentul acela mama Teodorei era în camera roșie cu Robi și am discutat. Este, după cum am spus, un subiect foarte, foarte complex. Pe mine m-a impresionat foarte mult, așa că o să avem mai multe de discutat despre ziua de ieri, dar puțin mai târziu astăzi, pentru că știm foarte bine că emisiunea începe mai târziu și poate, poate până începe emisiunea în a doua parte a zilei, o să aveți și vlogul despre ziua de ieri, cu păreri și cu toate cele acolo, exact așa cum ne place nouă. În dimineața aceasta vom vorbi alte lucruri, dragilor, vom vorbi puțin despre gala de astăzi, pentru că multe, multe sunt de spus și după ce am văzut promo-ul o să discutăm puțin, dar mai am și alte informații să vă spun. Așa că apăsăm pe butonașul de subscribe și discutăm. Și cu ce începem, dragilor? Înainte să trecem la informațiile din gală și toate astea și să discutăm despre gală, vreau și eu să vă întreb pe voi, credeți că pedeapsa pentru Patrick și pentru felul în care a vorbit acesta cu Gagea l-a amenințat că îl face, că îl taie și toate cele, în plus l-a, nu știu, poreclit, l-a înjurat și toate astea, pentru că s-au auzit foarte, foarte multe bipuri acolo. Credeți că acesta o să fie pedepsit? Credeți că aceste zile în care el nu o să se vadă cu Bianca sunt de ajuns? Stați așa că poate nici nu o să fie. Pentru că știm foarte bine că pentru concurenții lor favoriți s-au mai trecut peste pedepse și altă dată. Așa cum și la Robi de multe ori s-a trecut, la Patrick ce să mai, că Patrick este peste Robi acolo. Practic el este copilul lor. Așa că stau și eu și mă gândesc dacă el va fi pedepsit. Totuși, de ce s-a enervat el atât de tare? De ce s-a enervat atât de tare dacă știa că, vai Doamne, relația lui este ciocolată și miere, zi de zi, numai depresie, că nu este plăcere absolut deloc? Chiar dacă Bianca i-a spus acolo că nu e deranjată absolut deloc, el tot a sărit în aer și a început cu jigniri și cu toate cele. Și știți foarte bine că Bianca era lângă el, era pe trepți, sus, acolo și i-a spus că să stea liniștit și să nu vorbească așa. De ce? Pentru că Bianca se abține foarte mult acum în emisiune. Nu i-a plăcut cum a dat-o la televizor când a făcut geloziile față de Virginia și, bineînțeles, a decis să schimbe strategia, cel puțin în casă. Dar asta nu înseamnă că afară ea nu-i face teatru, nu-i face gelozii și crize acestuia. De aia el se teme, pentru că probabil ei vorbesc în afară și n-au rezolvat problema asta cu Virginia absolut deloc și de acolo frica lui. Bianca, dragilor, nu este vindecată de gelozia față de Virginia, ci pur și simplu încearcă să îngroape subiectul acesta în emisiune, ca să nu mai pară ea frustrată pe cine. Păi ea este Bianca Giurca, fata de la insulă, cei mai mulți followers și toate astea, să fie ea geloasă pe Virginia este imposibil, dar situația probabil stă altfel și lucrurile acestea s-au văzut pe reacția lui Patrick, adică în momentul în care ea tot insista că e bine, că nu-i pasă și toate astea, el continua. Păi asta înseamnă că este un motiv acolo la mijloc pentru care el era atât de agitat. Oricum, uite așa, s-a arătat puțin și a arătat puțin caracterul, vreau să zic, Patrick. Și stau și mai spun că acesta tot spunea că are așteptări de la Gagea, că avea așteptări, că el nu a făcut absolut nimic. Păi cum nu a făcut absolut nimic?
Păi putem compara situațiile, dragilor. Ce a făcut Gagea? N-a făcut absolut nimic. A adus ceva de la vestiar, adică ceva ce s-a întâmplat tot în casă. I-a spus acestuia că va aduce. A avut Patrick timp o grămadă pentru că a stat cu Bianca să-i spună el Biancăi și să-i dea peste nas lui Gagea. Uite că i-a spus lui Bianca și n-are nicio problemă. Și pur și simplu ceea ce a spus Gagea nu mai avea niciun rost. În plus știau toți băieții. Lucrul acesta a venit de la Anthony. Au făcut toți mișto în vestiar. Dar după aceea, bineînțeles, toți l-au arătat cu degetul pe Gagea, cum să nu, ca să-i țină parte lui Patri. Dar după cum am spus, acolo este cu totul și cu totul vorba de altceva și situațiile nu se compară. Chiar dacă Patrick spune că nu i-a făcut absolut nimic niciodată sau el nu a adus de el, mi se pare că uită ceea ce i-a făcut cu Alexandra. Adică, i-a luat-o pe aceasta și a bătut joc de ea și după aceea a făcut mișto de el împreună cu Robi și cu alți băieți acolo în casă. Să ne aducem aminte, pentru că Alexandra la momentul respectiv era fosta lui relație care urma să fie viitoarea lui relație. Pentru că după aceea Alexandra și Gagea au încercat o relație din nou, dar nu a funcționat. Așa că nici nu se compară absolut deloc, însă zvonurile și faptul că Patrick își ia foarte mult hate în online îl afectează, iar zvonurile care circulă pe online sunt în felul următor. Gagea, în ziua în care Patrick ia check, adică astăzi, are mai multe voturi decât Patrick. Acum lucrul acesta nu se poate dovedi, dar bârfa asta circulă în mediul online. Eu, dragilor, nu știu ce să cred. Să-mi spuneți și voi părerea voastră în comentarii dacă, pe unde vă plimbați voi, pe mediul online sau eu știu, ce postări vedeți sau așa, vedeți mai multă susținere pentru Gagea decât pentru el. Cel puțin eu așa am văzut în online, dragilor, și mai vorbește Patrick de așteptări și de lucruri din astea, păi Virginia ce a făcut lui, uite, asta este dovada că el se teme de Bianca, ca de dracu, să zic așa, în ghilimele, scuzați-mă că îl pomenesc pe necuratul, dar de aceea se întâmplă ce se întâmplă, dragilor, în gala de astăzi. Se ia de Virginia, îi spune că a dat-o cu nu știu ce tentă, pentru că s-a trezit și Virginia să spună ceva la adresa lui odată. Vai, Doamne, că acesta este sub papuc. Păi nu este sub papuc, dragilor, este sub... A scris cineva un comentariu, am văzut acolo la emisiune, că este sub clăparul de raschiuri, nu sub papuc. Sub papuc este puțin spus. De aceea și reacțiile lui și felul în care se comportă cu Virginia. Și dacă avea așteptări de la Gagea, care nu este prieten, Virginia ce să spună atunci? Că parcă ei s-au înțeles tot timpul. Și uite așa, dragilor, revenim aici în gală. Astăzi Patrick va câștiga cecul. Asta este cea mai mare pedeapsă pentru el. Câștigă cecul după ce acesta nu se afla nici în topuri nicăieri. Acesta câștigă cecul și bineînțeles răzbunare pe Virginia pentru că nu i-a făcut absolut nimic, l-a susținut în 8 luni de zile, o scoate pe aceasta la eliminare în față. Lucru care mi se pare incredibil. Și dacă tot vorbim de eliminare, dragilor, în față la eliminare astăzi vor fi Moldo propus de fete, Giulia propusă de băieți, Anthony propus din oficiu, pentru că el avea două propuneri, dacă țineți minte, doar că au fost gale fără eliminare, și bineînțeles Virginia noastră propusă de prietenul Patrick, care el are așteptări de la alții care nu sunt prieteni și pe care l-a susținut 8 luni de zile. Interesantă este și Giulia acolo, care, fiind în față la eliminare acolo, din ce am văzut în promo, spune că ea întotdeauna a simțit să-i țină partea lui Patrick, dar am văzut-o vorbind și pentru Virginia puțin în gala acolo. Și v-am spus în vlogurile trecute că practic cele două vor, nu știu dacă vor fi prietene, dar vor avea păreri foarte, foarte comune acolo în casă și vor ajunge de se vor certa cu Teodora la un moment dat. Iar bineînțeles Bianca Giurca, pentru că are nevoie de susținere și toate astea, îi va ține parte Teodorei și practic vor fi clinciuri acolo între fete. Dar revenind la Giulia și la ceea ce a spus aceasta acolo în gală, mi s-a părut că îi ține parte Virginiei puțin în tot acest conflict pe care ea îl are cu Patrick, sau Patrick cu ea mai exact.
Am auzit-o și pe Bianca spunând acolo la un moment dat că ea putea să fie prietenă cu Virginia, dar ea își spune deranjurile și toate astea pentru că putea să fie falsă sau ceva în genul și Virginia să-l voteze pe Patrick în finală, dar riscă să piardă un vot pentru că ea își spune deranjurile. Păi gelozia ei maximă pe Virginia, ăsta este deranjul ei maxim. Ăsta este deranjul ei maxim pentru că Patrick degeaba spune că nu a făcut absolut nimic cu tentă și cu toate astea de-a lungul celor 8 luni, pentru că s-a văzut clar. La un moment dat îi spunea că este o femeie minunată, că este extraordinară, a fost odată o ediție în care i-a spus acesteia te iubesc, om frumos și toate astea le făcea cu Virginia înainte. Și hai să fim serioși, mai ales acum că s-a văzut că este punctul slab al Biancăi, mai multe fanpage-uri și pagini din astea care fac clipulețe, vă dați seama că o bombardează. O bombardează zi de zi și de aceea probabil Bianca noastră nu se vindecă și nu se va putea vindeca prea repede. Mai ales că oricum pe Patrick îl vedem că este un pisic. Și că la un moment dat chiar el a spus acum câteva zile, cred că acum 2 zile, că ea este șefa lui. Păi, omul avea dreptate. Chiar dacă poate a dat un spirit de glumă, chiar așa este. Mergând mai departe, dragilor, cu gala, nu vom avea nicio eliminare. Avem liderii caselor, Gagea, care își va primi insignia înapoi, dacă nu și-a primit-o încă, nu știu, n-am văzut încă emisiunea când fac acest vlog, la filmarea acestui vlog. Și Teodora în casa fetelor și se pare că Gagea va avea mai multe voturi ca Teodora, care am auzit că a fost pe locul 2, deci Patrick în top n-a fost nici măcar pe locul 2. Bine, astea sunt niște bârfe, nu înseamnă neapărat că e adevărat, că n-am văzut eu voturile, dragilor. Îmi dau și eu așa cu părerea numai, dar revenind la Gagea al nostru, care se dovedește că are mai multe voturi decât Teodora, care știți foarte bine că este câștigătoare de 5 cecuri sau câte cecuri a câștigat Teodora până acum. Și Gagea, da, gagionetele sau ăla cum îi spune sifonul sau așa mai departe, nu știu, uite că se pare că are mai multe voturi decât Teodora și se face iarăși schema aceea cum că dacă un băiat este în față la eliminare și liderul din casa băieților are mai multe voturi decât liderul din casa fetelor, îl salvează pe acesta. Și uite așa, Gagea are mai multe voturi decât Teodora și îl salvează pe Moldo, care face ce face, face cum face, uite că se găsește o cale de salvare și pentru el. Bineînțeles că trebuie să se inventeze ceva chestii din asta sau să se readucă ceva chestii din asta, pentru că niciodată nu cred că îi vom vedea pe cei din staff să le propună ori lui Patrick, ori lui Bianca să renunțe la cec ca să salveze pe cineva de acolo din casă. Lor nu li se va mai propune chestia asta. Mi se pare că i s-a propus lui Patrick la început și el atunci a renunțat, dacă mi-amintesc, pentru băiatul acela, Laurențiu, din câte știu eu, pentru că era început de emisiune și a fost așa strategic, pentru că știa că o să atragă mai mulți susținători, că ce suflet bun are el. Dar acum îl cunoaște toată lumea, știe toată lumea mai multe lucruri, mai multe chestii și cu siguranță n-ar mai face chestia asta. Oricum, dacă la el poate este semn de întrebare, Bianca, vă garantez eu sigur că nu ar face-o niciodată. Dar uite așa, Moldo rezistă și bineînțeles gala va fi una incendiară cu Virginia acolo în față. Vă dați seama că multe se vor întâmpla de acum înainte și sper că acesta să fie o învățătură. Aceasta să fie o învățătură, de fapt aceasta să fie o învățătură de minte pentru Virginia și să nu mai spună că ea o să-l susțină pe Patrick până în finală și toate astea, cum a spus acum câteva zile, că ea pe el l-ar vota în finală pentru câștig. Cu siguranță ar trebui să-și schimbe votul pentru că ar trebui să-și dea seama că practic a fost o bătaie de joc pentru ea. Patrick a folosit-o în cele mai multe rânduri și lucrul acesta s-a văzut din momentul în care a intrat Bianca Giurca în casă. Pentru că chiar dacă ea n-a mai făcut nimic și a întrerupt conexiunile, discuțiile, întâlnirile și toate astea cu el, tot s-au găsit motive să se ia de ea și uite mai nou să o scoată și în față la eliminare. Așa că Virginia, trezește-te că e pentru tine.
Da, dragilor, cam atât despre gală, cam atât despre discuțiile acestea, poate cam atât în dimineața aceasta. Ar mai fi multe, multe de spus și cu Kyprianos, uite că ne-a lămurit cu caracterul lui și cu toate cele. Acesta se pare că a devenit bodyguardul lui Patrick și a lui Robbie pe acolo, dar mai mult a lui Patrick. Tot spuneam că ce va face Patrick, ce va face Patrick după eliminarea lui Anthony, că își pierde pionul, că își pierde cățelul, că așa mai departe. Pentru că, bineînțeles, acesta era angajatul lui, fără nicio supărare și cu toate cele. Știm foarte bine că îl valida tot timpul și aducea bârfa și lucrul acesta s-a văzut. Adică vorbesc pe fapte reale, ce ați văzut și voi în emisiune. Nu sunt acuzații, nu sunt, nu știu, chestii din astea. Vorbim pe fapte reale aici. Dar acum se pare că acesta are pe cineva mai periculos care folosește și intimidarea și agresivitatea. Un bodyguard în toată firea. Dar după cum am spus, dragilor, mai avem multe de vorbit despre Kyprianos și tot ceea ce s-a întâmplat cu Gagea și toate astea într-un alt vlog. Așa ca încheiere, dragilor, știți foarte bine, așa pe scurt, un mini rezumat, astăzi favoritul publicului Patrick, care nu a mai luat check din iulie, uite că se întoarce al nostru pe tron, și bineînțeles ce face, el o votează pe Virginia la eliminare ca să o facă fericită pe Bianca. 100% nici nu cred că este votul lui aici, cred că este votul ei prin el și să-mi spuneți și voi în comentarii dacă credeți lucrul acesta. Și în față la eliminare vor fi Moldo, Anthony din oficiu, Giulia și Virginia. Nu pleacă acasă nimeni pentru că se face schema cu liderii din nou și Gagionetele are mai multe voturi ca, are mai multe voturi ca Teodora. Și uite așa Moldo scapă și toată lumea e fericită. Da, drăguții mei, și uite așa am ajuns la un final. Bineînțeles că m-am întors și eu de la nuntă. Că vedeți ceasul ăsta cât arată, arată mult. Dar nu vreau să vă dezamăgesc și vreau să fiu alături de voi în fiecare dimineață. De obicei, știți foarte bine că duminica vorbeam despre gală în a doua parte a zilei, în al doilea vlog, dar nu m-am simțit în stare să mă uit la emisiune, să iau informațiile și toate astea și mai ales pentru că a fost o emisiune atât de complexă și m-a impresionat foarte tare venirea doamnei Simona în casă, dar și felul cum a vorbit Robbie cu ea, am decis să vin. Vlogul acesta mi este mai ușor de făcut pentru că informațiile acestea le știu, nu trebuie să privez nimic și toate astea și în plus am stat la o discuție cu voi și uite așa tocmai am avut păreri și despre ce s-a întâmplat. Și după aceea voi reveni cu acel vlog care va fi bombă, zic eu. Așa că să vă așteptați la ceva frumos. Mai departe, dragilor, să-mi lăsați părerea voastră în comentarii. Ce credeți despre Patrick? Credeți că, de fapt, subiectul gelozia s-a rezolvat doar în emisiune, dar în afara emisiunii nu este rezolvat? Bianca încă are probleme cu Virginia pe tema asta? Să-mi spuneți părerea voastră acolo în comentarii și să-mi spuneți dacă, nu știu, credeți că Kyprianos a devenit bodyguardul lui Patrick după ceea ce am văzut în ultima vreme în casă. Și totodată să-mi lăsați și părerea voastră în comentarii dacă vi se pare că am fost prezentabil la nuntuc aici. Bineînțeles, n-am fost singur, dar cine știe, poate fac o surpriză membrilor de pe canalul meu. Mai departe, dragilor, nu pot decât să vă cer să distribuiți acest vlog, să apăsați pe butonașul de like și pe subscribe, să mă ajutați și pe mine cu lucrul acesta, aprecierea voastră. Ce să vă mai cer? Vă mulțumesc, nu vă mai cer. Vă mulțumesc, dragilor, și bineînțeles, vă doresc o zi minunată în continuare, o duminică minunată și noi ne revedem data viitoare, știți foarte bine, la un nou vlog aici împreună. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc o duminică binecuvântată, dar ne revedem mai târziu. Pupici! Pa!